Doi tineri din comuna Vasluiană-Sulete au fost reținuți într-un dosar penal privind infracțiunea de pornografie infantilă și viol. Unul dintre tineri a filmat momentul în care a violat o minoră de 14 ani, fapta pretecându-se anul trecut. Ca să se laude, băiatul de 18 ani a trimis imaginile unui prieten în vârstă de 21 de ani, care a distribuit imaginile în mediul online. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, cu ajutorul specialiștilor de la Serviciul Criminalistic, au reușit identificare pe baza sistemului de recunoaștere facială a suspecților, reușind localizarea lor. Procurorii de Cotia și-au dispus reținerea celor doi, fiind ridicate și câteva materiale de probă. Cei doi tineri au fost prezentați tribunalului Iași și instanța dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile în cazul unui tânăr, iar pentru celălalt plasarea în arest la domiciliu. Persoana vătămată a fost predată în custodia reprezentanților DGASPC Vaslui pentru evaluare și consiliere.